Ia zice. Nu știu, am văzut de că reuși, dar nu m-am uitat, că n-am putut să văd. Ce vei face de acum? Continui cariera în handbal. Am luat. Ce o să faci în continuare? O să merg la facultate, la sport. Nu toți elevii au avut însă motiv de bucurie. Aproape jumătate dintre ei au picat. Ți s-a părut că a fost greu? Nu a fost greu, a fost chiar ușor. Am primit subiecte ușoare, dar din cauza de emoții, stres. Și apoi voi nici nu aveți timp să învățați. Da. S-a văzut chestia asta? Cum erai foarte bine pregătit? Da, s-a văzut. Am fost foarte puțin la școală și nu prea am avut când să învăț. Olimpicii vor să meargă la universități de prestigiu. Va merge la Cambridge. La Cambridge, la Colegiul Churchill. Este olimpic la ce materie? Olimpic la informatică. În acest an, procentul de promovabilitate la bacul olimpicilor a fost mai mare ca anul trecut. S-au prezentat în prima fază 209 candidați. În decursul examenului, 3 dintre ei au fost eliminați pentru fraudă. Deci au rămas 206. Din cei 206 care au susținut integral probele, au promovat 104. Este un procent de 49,76% procent de promovare. Deci am avut 21 de elevi care participă la olimpiade, iar diferența până la 209 sportivi. Cei care au făcut contestație vor afla rezultatele duminică.